observat, s-au tăiat cele două rachite care prezentau un grad mare de pericol. Deci azi și nu până acum, din cauza că am reușit să adun într-un fel oamenii de la gospodărie comunală și cei de la spații verzi și împreună am tăiat acești copaci care, după cum ați văzut și dumneavoastră și alte persoane care ne-au criticat pe bună dreptate pe Facebook, am reușit, le-am dat jos și încercăm pe cât posibil să facem curățenie, să aducem cât de cât parcul la un nivel mai acceptabil până vom începe proiectul. Pot să vă spun că începând din luna septembrie vom intra în Consiliul Local cu un proiect pentru Parcul Peștișorul. Până atunci vom obține avize, tot ce este necesar și mai apoi vom face proiectul de hotărâre de Consiliul Local cu care vom intra în ședință de Consiliul Local pentru aprobarea indicatorilor economice. Dacă dumneavoastră au mai fost niște propuneri în trecut cu privire la Parcul Peștișorul din partea unor aleși locale, vor fi luate în considerare sau da, se știu, va renunța la știu că au proiectul fost respectiv. Unele propuneri. Eu aș fi de principiu să ne așezăm toți la masă și obiectiv să vedem, să analizăm exact cum ne imaginăm fiecare să arate acest loc, să redevină un loc de relaxare, un loc care să fie frecventat nu doar de pășcăneri, ci și de persoane din localitățile din apropiere. Știu că mai multe persoane și-au exprimat unele păreri, le vom lua în calcul, cel puțin așa doresc personal, să le iau în calcul, să discutăm, să analizăm și să alegem varianta cea mai bună și cea mai, într-un fel, eu zic că acest loc, Lacul Peștișorul, ar trebui să aducă bani în fiecare an la bugetul local, bani care să fie folosiți și pentru alte zone, pentru a le înfrumuseța. Ce aș dori eu să vă spun este că acest nou proiect Lacul Peștișorul nu va, eu știu, nu va ține doar să reamenajăm această zonă, insula și lacul, ci inclusiv aleile și inclusiv partea parcului. Adică dacă vom lua un pe întreg, nu pe bucățele, cum a fost luat până acum. Parcul, apoi aleile și la sfârșit să rămână această zonă. Nu, vom privi totul ca pe un întreg. Vom vedea unde mai putem să facem tot așa zone de relaxare, chiar și în parc și chiar pe aleile care le vedeți aici și gata amenajat. Fosta administrație făcuse un studiu financiar necesar pentru reabilitarea lui. Costurile erau destul de ridicate și spuneau că bugetul local nu permite. Vreau să știu dacă veți merge pe bugetul local cu finanțare sau veți căuta fonduri externe. Nu vom merge pe bugetul local pentru că, într-adevăr, nu ne putem permite, ci vom merge pe un proiect, după părerea mea, prin care să atragem bani europeni. Există ramuri în sensul ăsta? Din ce am discutat cu unele persoane, există. Mulțumesc.